Bună ziua! Astăzi pregătim o prăjitură cu mere, cea mai simplă rețetă de prăjitură cu mere. Avem nevoie de 2,5 kg de mere pe care le dăm pe răzătoare. Începem cu merele pentru că avem nevoie să se răcească, le vom pune pe foc. Le vom lăsa să fiarbă 10 minute. După ce am ras toate merele, punem peste mere 2 plicuri de zahăr vanilat, 200 de grame de zahăr. Dacă merele sunt prea acre, puteți pune și 250 de grame de zahăr. Sau dacă sunt mai dulci, mai puțin zahăr. Am stors și o lămâie, o punem peste, ca să nu se înnegrească prea mult merele. Și mai punem 50 de grame de unt și lăsăm această compoziție să fiarbă până scade toată zeama. Cam 10 minute, un sfert de oră, amestecăm să nu se lipească, să nu se ardă și trecem la pasul 2 al acestei rețete, în care vom prepara un aluat foarte, foarte simplu. Pentru blatul acestei prăjituri avem nevoie de 4 ouă întregi cu o linguriță rasă de sare, 18 linguri de lapte, 18 linguri de ulei, 18 linguri de zahăr, 2 plicuri de zahăr vanilat, 24 de linguri de făină și un pliculeț de praf de copt de 15 grame. Lingura cu care măsurăm este o lingură normală de supă. Batem ouăle cu praful de sare și apoi cu zahărul. După ce s-a topit zahărul, s-a umflat compoziția de la ouă, punem laptele puțin câte puțin și apoi uleiul. Pornim și cuptorul la 180 de grade și apoi începem și punem făina. La fel o dăm prin sită, o punem puțin câte puțin, până intră toată în aluat. Aluatul este fără pretenții, doar amestecăm totul cu mixerul și este grozav de bun. Fără frământare, fără multă atenție. Amestecăm așa încet, întâi să nu facem numai făină. Și așa până o punem pe toată. Consistența aluatului este un pic mai groasă decât la aluatul de pandișpan, așa trebuie să fie. Acum punem în tavă. Am pregătit o tavă de 25 x 35 de centimetri, adâncă de 6, să fie adâncă pentru că ea va crește mult. Aluatul trebuie împărțit în jumătate.
din experiență am văzut că am tendința să pun mai mult la partea de jos. Voi măsura în acest mod. Voi pune o lingură în tavă, o lingură în alt castron, ca să-mi rămână pentru partea de deasupra cantitate egală. Întindem cât mai uniform acest aluat turnat. Îl băgăm în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 15-20 de minute în funcție de cuptorul fiecăruia, să fie puțin rumen deasupra. Și apoi îl scoatem, punem merele și din nou restul de aluat. Cea mai simplă rețetă, fără frământare, fără foi, fără nicio trudă. La cuptor. Au fiert și merele cât am pregătit aluatul. Au rămas frumoase la culoare. Zeama a scăzut. Acum răsturnăm în ceva mai întins, așa mai larg, să se răcească cât de cât până se coace blatul. Le lăsăm așa să se răcească. Așa arată prăjitura după 20 de minute. Acum îi punem merele. Dacă vă place scorțișoara, puteți pune și scorțișoară. Totdeauna facem cum ne place nouă și familiei noastre. Dacă doriți mai puțin măr, puneți mai puțin măr, întindem bine. Și acum venim cu celălalt aluat păstrat. La fel îl întindem foarte bine pe toată suprafața. După ce am întins bine și al doilea strat de aluat, îl băgăm la cuptor din nou, băgăm prăjitura din nou la cuptor 20 de minute, tot la 180 de grade. Când s-a rumenit și acest blat, este gata. S-a copt prăjitura, când este rumena, așa puțin deasupra, este gata. O lăsăm să se răcească de tot și apoi o porționăm. Prăjitura s-a răcit, o pudrăm puțin. Vedem cum arată și în interior. Așa este prăjitura. Se face foarte, foarte ușor și este foarte gustoasă. Este echilibrat de dulce, cu mult măr. Simplu și gustos. Poftă bună!